Pentru momentele acestea de împărtășanie și de dragoste și neprihănire, pentru exercițiul acesta de biserică pe care Dumnezeu vrea să-l avem împreună, vă voi invita să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan de la capitolul 13, versetele 35 și cu bunăvoința dumneavoastră vom merge până la... 14 cu 23. E destul de mult pasajul respectiv, dar este frumos, este extraordinar, este plin de învățături, are forța necesară pentru ca să pregătească sufletele noastre pentru momentele de sfânta Cină. Pasajul pe care tocmai l-am ales este un pasaj care este așezat de ucenicul iubit, Sfântul Apostol Ioan după momentul în care Iuda se retrage. Iuda este descoperit și se retrage din mijlocul ucenicilor, iar Domnul Iisus Hristos rămâne singur cu ucenicii săi și începe să le vorbească liber, profund. Este un fel de testament al Domnului Iisus Hristos. Pentru momentele care vor veni, adică pentru momentul crucificării. În alte cuvinte, Domnul Isus Hristos pregătește pe ucenicii săi să facă față celui mai teribil moment din existența lor, și anume momentul în care ei vor fi acuzați de impostură, de trădarea națiunii și că sunt vredici de moarte. Și mai mult decât atât, Domnul lor pe care îl iubeau va fi răstignit în fața ochilor lor. Criza este puternică. Întrebarea este, Doamne, ce poți să faci să-i pregătești? Ce le poți spune să nu cadă? Cum poți să-i ajuți să rămână? Și cuvântul începe. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Chiar vrem să cunoască lumea că suntem ucenicii Domnului Isus. Este o provocare. Întrebarea este simplă, doamne, dar de ce trebuie să ne iubim unii pe alții? Știți că nu i-ușor să iubești. Mai ales când nu vine dinăuntru. Mai ales când încerci să înveți să iubești și nu reușești datorită faptului că ai Așa suntem făcuți. Să adunăm tot motive de neiubire decât să adunăm motive de iubire. Încercați experimentul ăsta. Încercați să vorbiți o persoană de bine. Și vedeți, cronometrați cam cât timp puteți vorbi de bine o persoană. Hm? Faceți lucrul ăsta. Și apoi aceeași persoană vorbiți-o de rău. Și cronometrați. Și veți vedea că diferența este enormă. Putem vorbi de greșelile cuiva mult. Uneori vorbim o viață. Și când vorbim despre lucrurile excepționale, frumoase ale cuiva, facem cum fac părinții deseori când spun copilului, mamă, fi cu minte și cu cuvântul cu minte a terminat tot. Nu mai spun nimic altceva. Da. Încă o dată, ce bine ar fi dacă ne-am propune dacă ne-am dori să cunoască lumea că suntem din Hristos și din Dumnezeu. Pentru că dacă ne-am propune lucrul ăsta, am încercat destul. Și am încercat metode diferite și am vedea că toate eșuează. Probabil, frații mei, am încercat cu... Ne-am dat averea la săraci, așa e? Se numește, cum se numește? când îți dai averea la Sără cum se numește? Binefacere. Am încercat cu binefacere. Am încercat cu ce? Mai țineți minte? Vă mai amintiți? Poftiți? Nu, no, haideți. Haideți. Dacă dumneavoastră nu ați intrat deja pe... Uh... ritmul Scripturii? Întâi Corinteni 13. Dacă aș vorbi în limba omenești și îngerești, ar fi o dovadă că suntem ucenicii lui Hristos. Că suntem, că vorbim în limbi. Ce poate fi minune mai mare decât la un moment dat să te duci în Grecia și acolo să începi o evangelizare în limba greacă? Ce ar zice lumea? Omul ăsta e dăruit de Dumnezeu, uite, i-a dat darul ăsta și face lucrare și vorbește în limba greacă. Da? Ar înțelege lumea că suntem ucenicii lui? Nu. Interesant este că noi credem că da. Interesant este că noi credem că da. Doi. Dacă aș avea darul prorociei, Există persoane care chiar cred că cuvântul lor contează și că dacă au spus o vorbă, vorba aceea este uh, chiar din partea lui Dumnezeu și că ei sunt proroci. Dacă ai avea darul prorociei, ar face asta demonstrația faptului că suntem ucenicii lui Isus Hristos. Fraților, noi credem că ar face. Noi credem că am face, adică am vorbit despre lucrurile viitoare, s-ar împlini, ar fi dovadă și așa mai departe. Este? Credem că da. Mergem mai departe. Aș avea toată știința și aș cunoaște toate tainele scripturii în așa fel încât să închizi gura tuturor celor care sunt împotriva lui Dumnezeu, indiferent că sunt atei, indiferent că sunt eretici. Demonstrezi taina lui Dumnezeu și reușești să arăți că Dumnezeu este adevărat. Demonstrează că suntem ucenicii lui Dumnezeu. Din nou, noi credem că da. Că de asta ne ducem și în stânga și în dreapta și alergăm după predici care mai de care mai interesante, mai deosebite, ca să căpătăm cunoștință. Din cauza asta vrem ca să avem cuvântul prorociei. Din cauza asta, dacă vreți, căutăm o sumedenie de alte metode. Versetul 3, dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, am ajuns astăzi să spunem la un moment dat că poate ar fi vremea ca biserica să se concentreze în direcția aceasta, să să renunțe puțin din predicarea cuvântului și să pună mai multă mese pentru cei săraci. Poate că așa vom reuși să-i facem pe oameni să înțeleagă că suntem ucenicii lui Iisus Hristos. Credem că asta ar fi o variantă. Mai sunt și altele. Mai sunt și altele. Dacă ne-am propune să facem ca lumea să creadă că suntem ucenicii lui Isus Hristos, am încercat toate lucrurile astea. Și bine am face că le-am încercat. Întrebarea este, ar vedea oamenii că suntem ucenicii lui Isus? Da sau nu? Frații mei, în mod surprinzător, textul spune că lucrul care va convinge, lucrul care va stabili între oameni adevărul uceniciei este dacă vom avea dragoste unii față de alții. Nu vreau să spun că și celelalte lucruri nu sunt bune. Dar elementul convingător este iubirea. Iar noi dăm doi bani pe dragoste. Iertați-mă. Noi dăm doi bani. Noi le apreciem pe toate celelalte, mai puțin iubirea. Din ce cauză? Nu-i greu? Nu se potrivește? Nu e la moda creștină? Ce se întâmplă? Din cauza că alții au vorbit foarte mult despre dragoste, noi am fost aruncați în extrema cealaltă și vorbim despre ceva ce nu este dragoste? Asta să fie. Haideți în dimineața asta să ne întoarcem. Vreți? V-aș invita din tot sufletul să facem un viraj puternic de tot spre dragoste. Cum se face asta? Petru, versetul 36. Doamne, spui că te duci, că pleci. Unde te duci? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, Petre, nu mă întreba că nu are rost. Nu știu unde mă duc. Nu poți veni cu mine. Și Petru spune, Doamne, spune unde? Că vin și eu. A ce frumos, îmi place de Petru. Vin și eu. O, Petre, dacă ai ști tu că drumul e în altă direcție decât drumul pe care mergi tu. Că drumul pe care mergi tu în noaptea asta, te va duce să mă trădezi de trei ori. Ce-i lipsea lui Petru? Ce-i lipsea lui Petru? Hm? Nu-l iubea pe Domnul Isus? Îl iubea sau nu? Îl iubea pe Domnul Isus Hristos. Sigur că da. Ce-i lipsea? Fusese singurul, care, fusese singurul și primul care spusese la un moment dat cu vreo un an de zile în urmă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și nu își retrăsese cuvintele. Ce-i lipsea lui Petru? Capitolul 14. Mântuitorul continue. Auziți, să nu vă fie frică, să nu vi se tulbure inima în evenimentele care vor urma, mă vor lua pe mine, mă vor răstigni, mă vor bate, dar voi să nu vi se tulure inima. Cum, Doamne, cum e posibil? Aveți credință în Dumnezeu, adică în cine, Doamne? Păi nu ești tu Dumnezeu. Și dacă pe tine te vor lua, în cine să avem credință? Aveți credință în Dumnezeu. eu mă duc la tatăl. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. După ce vă voi duce, mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc. Știți ce calea într acolo. Știți tot. Și dintr-o dată, Toma. Doamne, dar noi nu știm unde te duci. Ucenicii se împărțeau cel puțin în două categorii. Categoria credincioșilor care știau. Spuneam, Petru, a zis, Doamne, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Petru, Iacob și Ioan. Și o altă categorie care ziceau, noi nu știm. Ca și astăzi. Sunt o mulțime de creștini care se laudă cu faptul că nu știu. Eu nu știu aia, eu nu, știu aia nu știu aia, nu știu aia, dar Domnul știe el. Și vreau să observați, Mântuitorul spune, nu-i destul, Mântuitorul este supărat, este, este frustrat de răspunsul lui Toma, eu nu știu. Cum nu știi, Toma? Toma făcea parte din grupul de ucenici unde acțiunea lui Iuda era foarte puternică. Iar Iuda, fiind un critic de primă clasă, dezvoltând o gândire critică, întotdeauna punea al sub lupă și sub analiză afirmațiile Domnului Isus Hristos. În așa fel încât în cercul al doilea al ucenicilor se dezvoltase un soi de nevedere, un soi de neînțelegere, un soi de nepricepere. Nepricepere și nevedere care devine vocală. Până acum nu găsim pe Toma spunând prea mult nu știm, nu înțelegem, nu putem. Nu. Dar acum, cu cât se apropie mai mult de cruce, Toma devine vocal. Filip devine vocal, vom vorbi despre asta. Și el spune, dar noi nu înțelegem ce spui tu. Cu, nu cu mult timp înainte, această atitudine trimesese, expediase de la Domnul Isus Hristos 70 de ucenici spuseseră, vorbirea asta este prea de tot. Ioan 6. Ce le spusese Domnul Iisus? Vă duceți aminte? Dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu puteți să fiți cu mine. Simplu. Și prea de tot. Ca și Toma. Același fel de a fi, aceeași problemă. Vreau să te întreb, ca prima aplicație, din ce categorie faci parte? Din categoria care doresc să știe? Sau din categoria care spun nu știm și poartă Domnul de grijă? Mântuitorul îi răspunde lui Toma, eu sunt în calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, și spune, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și îi reproșează lui Toma faptul că e primul reproș. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Îi spune, nu mai cunoscut. Am o problemă. Cu un an de zile în urmă, mai mult de un an de zile, toți îl audiseră pe Petru și a fost de acord cu el când i-au spus Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da? Păi și acum de ce îi spune nu mai cunoscut? Ce mai trebuiau să cunoască? N-ajunge să spui că ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Ajunge? Și Mântuitorul îi spune, Mântuitorul îi spune, fii atent, nu mă cunoști. Dar ce trebuie să mai cunosc, Doamne? Filip, versetul 8. După ce spune Domnul Iisus Hristos, dacă mai fi cunoscut pe mine, ai fi cunoscut și pe Tatăl meu, <coughs> Filip spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne-i de ajuns. Hai să rezolvăm problema. Ce diferență între gândirea firii pământești și gândirea Duhului? Filip era bine intenționat, Toma erau bine intenționați. N-aveau nicio problemă de duplicitate. Erau cinstiți ca mine și ca tine. Dar vorbește firea pământească în ei. Așa, continuu. Unde-i Duhul? Unde-i Spiritul? Unde-i Duhul Sfânt? Unde-i creșterea? Unde, -i, unde, -i unde e? Asta îl urmește pe, ul, ul, pe Domnul Isus Hristos. Satan îi face vocali tocmai pentru a-i provoca dureri Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul avea anume așteptări de la ei, iar ei, în loc să împlinească așteptările Domnului Isus Hristos, îl dărâmă. Adică Domnul Iisus Hristos îi spune, iubiți-vă unii pe alții, uitați-vă la mine, eu vi-l arăt pe Tatăl. Și iar ucenicii se ceartă, care este cel mai mare, spun, da, pe Tatăl nu l-am văzut niciodată, pe tine, cred că te cunoaștem, dar nu știu unde pleci. Și testamentul ăsta pe care vrea să-l dea Domnul Iisus Hristos, pentru că în momentul ăsta e un fel de Testament, sunt cuvinte de rămas bun. Cuvintele astea se lovesc ca de un zi de piatră. Nimeni nu pricepe nimic. V-ați gândit vreodată că și noi putem să fim în situația asta? Să ne vorbească Domnul și noi, să vorbească în noi firea veche. Și să vorbim așa în continuu. Și să nu se potrivească cu nimic din ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să ne spună. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, Filipe, arată-ne pe Tatăl. Reproș peste reproș. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe? Hm? Nu mai cunoscut? Doamne, ba da, am zis că ești Hristosul. Ce trebuie să cunoaște mai mult de atât? Ce trebuia cunoscut mai mult? Datum? Ce trebuie mai mult? Haideți puțin. Ați prins? Ce vrea Domnul Isus să le ofere mai mult? Ați prins? Haideți, ajutați Din momentul ăsta, ceea ce consideră Domnul Isus ca fiind extrem de important, este să ia de unde sunt și să-i ducă în mijlocul divinității. În mijlocul a ceea ce noi numim astăzi misterul Trinității. Ceea ce noi astăzi Spunem și noi că nu înțelegem. O mulțime, o mulțime dintre creștinii de astăzi încep să spună același lucru. Nu înțelegem. Și Tatăl vine și spune, voi înțelegeți că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Cuvintele care vi le spun eu. Nu le vorbesc eu, ci Tatăl care locuiește în mine. Vă dați seama ce absolut e Domnul Isus Hristos? Domnul Isus Hristos spune, nu vorbesc eu. Cine vorbește? Tatăl, atât de mult s-a golit Domnul Isus Hristos de sine, încât el nu mai reclamă niciuna dintre cuvintele sale ca fiind ale sale. Și el spune, eu m-am golit atât de mult încât i-am dat voie Tatălui să vorbească. Vorbește Tatăl. Ne dăm seama că atunci când vorbim despre Domnul Isus Hristos, că a fost aici pe pământ, noi de cele mai multe ori nu ne gândim la faptul că El era acolo ca prototip al Tatălui, ca trimis al Tatălui. Nu ne gândim așa. Pur și simplu vorbim despre Domnul Isus Hristos și zicem Hristos, Isus. Poate că au avut rost sau a avut rost acel respect în plus al părinților noștri când vorbeau despre Domnul Hristos. Domnul Isus. Poate că trimetea puțin la altceva și anume că nu e vorba numai de omul Isus Hristos, ci e vorba de Tatăl împreună cu Isus Hristos care sunt acolo. În așa fel încât nu este doar ființa umană, ci este coborârea cerului pe pământ. Ar trebui să învățăm mai mult? Da, probabil că ar trebui să învățăm mai mult. Avem probleme, unii nu înțelegem răscumpărarea. Când Domnul Isus Hristos spune: "Mâncați trupul meu și beți sângele meu ca să trăiți", unii zicem, da, cuvintele astea sprea de tot. Și nu înțelegem răscumpărarea, nu înțelegem ispășirea și le dăm la o parte. Alții vor să înțeleagă răscumpărarea și ispășirea, dar nu înțeleg viața Domnului Isus Hristos. Spre exemplu, dacă Domnul Isus Hristos ar fi venit la vârsta de 30 de ani, sau nu, cu trei zile înainte de crucificare, să fi venit să întrupează cu trei zile înainte de crucificare, stă trei zile și după trei zile moare la cruce, ispășind și răscumpărând neamul omenesc. Era suficient? Suficient? De ce nu e suficient? Și aici pune problema Domnului Iisus Hristos și zice aveți nevoie să mă înțelegeți. Adică ce să înțeleg? Eu am venit aici nu doar să mor pentru voi, ăsta este unul dintre scopurile pentru care am venit, dar am venit aici să vă arăt pe Tatăl. Ioan 17 cu 5, auziți? Acum tată proslăvește la tine însuți. Proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Ce ce vă spune asta? Doamne. Capitolul 8 cu 42. Isus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit pe mine, căci eu am ieșit de la Dumnezeu. Wow, ce înseamnă am ieșit de la Dumnezeu? N-am venit de la mine însumi. El m-a trimis. Despre lucrurile astea mărturisește viața Domnului Isus Hristos despre asta, trimis de la Tatăl, ieșit de la Tatăl, venit de la Tatăl, se întoarce înapoi la Tatăl, la slava pe care a avut o înainte să fi venit aici. Capitolul 13 cu 3. Iisus fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Același. Cel ce a venit de la Dumnezeu a venit aici, se întoarce la Dumnezeu. Același. Ieri, azi, în veci. Da. Doamne, și ce vrei să-mi spui? Vrei să înțelegeți ceva din legătura mea cu Dumnezeu? Așa, asta e toată treaba. Haideți să vedeți cum e cu mine și cu Tatăl. Asta vrea să le arate. Dincolo de faptul că Isus Hristos este unsul, este răscumpărătorul. Haideți să vedeți cum e, cum e legătura mea cu Tatăl. Păi de ce să știm cum e legătura ta cu Tatăl, Doamne? Pentru că așa vreau să fie legătura mea cu voi. Haideți să vedeți cum sunt eu cu Tatăl, pentru ca să puteți și voi să fiți la fel cu mine. Trei versete vă invit să citim în momentul ăsta. 16 cu 20. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în tatăl meu. 16 cu 20, nu, 14 cu 20, iertați-mă, mulțumesc că m-ați făcut atent. 14 cu 20. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în tatăl meu. 1. 2. Că voi sunteți în mine. Și că eu sunt în voi. Ce înțelegeți din asta? Asta dorea Domnul Isus Hristos să înțeleagă Filip și cu Toma, și asta nu înțelegea Filip și Toma. Asta nu puteau pricepe, ca și mine astăzi. Doamne, cum e asta? Auziți? Eu sunt în Tatăl. Voi sunteți în mine. Eu sunt în voi. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește, va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și iată, pe Domnul Iisus Hristos, cum îi ia, îi ia pe oameni, îi ia pe ucenici, îi duce unde? Îi duce acolo, în sânul Dumnezeirii, în, iertați-mă, în triunghiul acela, că așa l-am reprezentat noi și catolicii și ortodoxi și toți, l-am reprezentat într-un triunghi. Și iată că Domnul Isus Hristos ne ia și ne duce acolo, în mijlocul acelui triunghi și spune, aici vă pun pe voi, aici sunteți voi. Păi și de ce suntem aici, Doamne? Ca să vedeți cum lucrez eu. Păi de ce, Doamne? să lucrați și voi la fel. Cum? Eu și cu tatăl. Eu și cu tatăl. Eu și cu tatăl. Al treilea. Drept răspuns, Iisus i-a zis, versetul 23, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, tatăl meu îl va iubi. Mă iubește? Îl iubește tatăl. Noi doi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și uite așa, nu mai suntem în lumea asta, nu mai suntem din lumea asta, suntem din. din Dumnezeu. Întrebarea mea este cine face toată treaba asta? Cine face toată treaba asta de ne ia de unde suntem, fiecare de acasă de, el, de la el, cu problemele noastre, cu dificultățile noastre, ne ia și ne duce acolo, în laboratorul ăsta al iubirii lui Dumnezeu. Ca să rămânem uluiți de atâta dragoste, de atâta perfecțiune, de atâta mântuire, să rămânem uluiți, inspirați și să aducem această mântuire, să umplem lumea cu ea. Cine face lucrarea asta? Astfel. Este extraordinar. Nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite, zice Domnul Iisus Hristos, mă voi întoarce la voi. În momentul în care vă voi da un alt mângâietor, spune versetul 16, eu voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și iată cum Domnul Isus Hristos îl roagă pe Tatăl ca Duhul Sfânt să ne aducă acolo unde ne așteaptă Isus Hristos. Completarea la această imagine este versetul 26. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt care îl va trimite Tatăl în numele meu vă va învăța toate lucrurile și vă va duce aminte de tot ceea ce v-am spus eu. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le face, le face prin puterea Duhului Sfânt. O, dragii mei, această, această realitate se numește legământul nou pe care îl face Dumnezeu cu noi. Această realitate este rezultatul legământului nou când vom, lua, când vom lua mustul ca simbol al sângelui Domnului Isus Hristos, vom citi cuvintele, acesta este legământul cel nou care s-a făcut în sângele lui Isus Hristos. Domnul Isus Hristos dezvoltă, desface legământul înaintea ochilor tăi și înaintea ochilor mei. Aș dori ca începând în momentul ăsta să nu mai trăim între oameni și să trăim între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Aș dori să nu mai avem casa noastră plină cu problemele omenești, ci aș dori să ne fie inima plină de o mântuire în care Dumnezeu Tatăl se exprimă în Domnul Isus Hristos și Domnul Isus Hristos se golește atât de mult încât îi face loc infinitului Tatăl să vină în ființa Lui faceți și dumneavoastră loc Duhului Sfânt să intre în viața dumneavoastră. Goliți-vă atât de mult încât să intre infinitul în viața dumneavoastră. Cât trebuie să vă goliți? Infinit de mult ca să intre infinitul acolo. Dragii mei, nu vă mai potigniți de cele omenești. Nu vă mai gândiți cine este mai mare ca să îl geloziți și gândiți-vă cine este cel mai mare pentru ca să-i dați întâietate ca lui Iisus Hristos, pentru că El este mai mare între noi. Haideți să învățăm iubirea lui Isus Hristos, pentru că învățând iubirea Domnului Iisus, vom arăta lumii că Tatăl l-a trimis. Asta este partea a doua și cu care voi încheia. Partea a doua a textului. Nu numai că vor cunoaște oamenii că noi suntem ucenicii, dar versetul 18, nu, iertați-mă, um, versetul 21 din capitolul 17. Mă rog ca tot să fie una cum tu tată ești în mine, eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis va înțelege lumea că Domnul Isus Hristos este trimisul Tatălui din ce cauză? Că se iubesc oamenii pe pământ. Când vor începe oamenii să se iubească pe pământ, oamenii vor zice, Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl. Nu s iubi oamenii pe pământ, orice am face, oamenii vor fi dezorientați, și nu vor ști ce e cu Isus Hristos. Poți să iubești pe fratele tău. Îl poți iubi? Înainte de cina cea de taină, Mântuitorul a pus un ștergar și a pus un lighean. S-a uitat la cei 12 și le-a zis, și acum să vină robul, să-i spele pe picioare. Și nu s-a clintit niciunul de pe scaunele lor. Ce nu înțeleseseră? Ce nu înțeleseseră? De s-ar fi ridicat vreunul nu să-l spele pe picioare pe Petru. Și să-l spele pe picioare pe Domnul Isus Hristos. Ce deci s-ar fi ridicat să-l spele pe picioare pe Domnul Isus Hristos? Să-l spele pe picioare pe Tatăl care era în Isus Hristos? Dacă s-ar fi ridicat vreunul în momentul acela, ar fi arătat că a înțeles, dar nu s-a ridicat niciunul și au arătat clar că N-au înțeles. Și-a luat Domnul Iisus Hristos, ștergarul, s-a încins cu el. Și n-a început să discute cum se discută la spălarea picioarelor. E rece apa, așa e? Și ce ai mai făcut? Aolo, și cum îți e? Nu, Spălarea picioarelor a fost cel mai solemn act premergător Sfintei Cine. Au tăcut toți, s-au simțit umiliți toți, s-au simțit depășiți de situație toți, au rămas toți cu ochii deschiși rugându-se, Doamne, cum să mă spele pe mine? Așa e la spălarea picioarelor? Vă rog frumos, haideți să facem astăzi primul experiment. Primul experiment în care să că firea veche. Să vorbească omul duhovnicesc, să se audă rugăciuni, să se audă laude și să arătăm că am înțeles. Am înțeles că cel ce stă pe scaun e mai presus de noi, că fratele meu e mai prețios decât mine, că mă voi ruga să intre el în cer cu ce preț? Cu ce preț să intre el în cer? Zi, frate Laurențiu. Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, decât să nu intre el. Țineți minte când vă plecați în genunchi, ăsta se întâmplă. Doamne, el cu orice preț. Dă-i lui cerul. Voi face tot ceea ce pot pentru ca să intre el în cer. dacă va fi cazul, îi voi da viața mea ca să intre în cer. Amin. Frații mei, credeți că putem face lucrul ăsta? Credeți că putem să dăm spălării picioarelor această semnificație? Așa începe Sfânta Cină. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, poposim înaintea Ta, Doamne, să Te rugăm să ne înveți să trăim cerește, să iubim cerește, să fim oameni ai Duhului Sfânt, călăuziți de El, umiliți de El. Doamne, capabil să iubim cu toată inima cum iubește El. Păi, Doamne, ca lucrurile pământești să fie date la o parte și fă ca acest legământ nou de a trăi împreună cu tine, cum trăiește Tatăl cu Domnul Isus Hristos, de a trăi unul cu altul, așa cum se trăiește în cer și nu pe pământ lucrul acesta să pătrundă clar în mintea noastră, iar rugăciunea noastră să mijlocească pentru ca acest lucru să se împlinească între noi. În numele Domnului Isus, rămâi cu noi la masa de cină pe care ne-ai pregătit-o prin sângele și trupul Domnului Isus Hristos. Amin.